eveniment mare, mare eveniment, efectiv mi se rupe filmul. Deci... Aoleu, cât de dau, uite, cât de dau, uite, cât de dau. Dimineața este o zi glorioasă de decembrie. Încă l-avem acolo. Voi știu că vedeți vlogul ăsta pe 1 ianuarie, dar am zis să mă apuc să filmez pentru că astăzi cel puțin o să am o zi relativ interesantă, însemnând că ies cu Eugenia. Mergem la niște muzee, o luăm așa la pas, pentru că nu știu dacă știți, dar perioada asta dintre Crăciun și Revelion de cele mai multe ori este foarte boring. Sau pentru mine întotdeauna a fost boring și ea a decis la fel că vrea să facă ceva să nu mai fie boring și ne-a decis astăzi să ieșim, să... explorăm, nu știu, o să o luăm așa la pas pe Victoriei în București și vedem și noi ce muzee ne pică în cale, că ne gândeam să ne ducem la Muzeul Hărților, la un târg sau un magazin cu vechituri, ceva de genul ăsta, cu chestii vintage, mai era un muzeu care ne era prin în... pe la îndemână, poate ajungem și pe la Teodora Mann, pentru că și acolo voiam să ajung de mult timp și eu una n-am ajuns. Și da, am zis să facem așa o chestie, ca între fete să ieșim și noi să ne plimbăm. Și vă iau cu mine, explorăm puțin, vedem ce iese, vedem ce vedem. Pentru început o să ne vedem la Romană. Am zis să bem o cafea sau un ceai, ceva la camera din față. Este acolo o cafenea, cred că e cafenea, da, ceainărie, drăguță, la camera din față, e la Romană. V-am mai dus eu, pare mi s-a dat acolo. Și este foarte, foarte frumușică, așa, și cochetă și cu chestii din astea vintage și foarte fain aranjată. Și de acolo vedem pe unde o luăm, ne ducem, ne... așa. Eu m-am aranjat, m-am terminat de aranjat, sunt relativ aranjată. Eveniment, mare, mare eveniment, și anume că mi-a ieșit cărarea din prima, dragilor. Da, mi-a ieșit cărarea din prima. Astăzi, deci pur și simplu îmi uscam părul, îmi uscam partea de asta din față și când l-am lăsat în jos a căzut și a căzut în cărare. Mă rog, nu e perfectă, dar nu contează că oricum se strică pe parcursul zilei. Da, și în rest, toate bune și frumoase, e îmbrăcat în același outfit care este deja uniformă pentru mine, pentru că am tendința să fac treaba asta, să am outfit-uri din astea uniformă. Vi l-am arătat pe Instagram. L-ați văzut acolo, la reel-uri. Da, termin și eu cafeaua și plecăm. Am zis să ne vedem de dimineață ca să avem așa întreaga zi la dispoziție să explorăm. Mai trebuie să dau să mănânce și la căței. Da, m-am uitat, s-am uitat de ei sărăcuții. Dar în rest totul bun, minunat și frumos. Sper că nu este foarte frig afară, cât am reușit să scot eu nasul la un moment dat, era de dimineață de tot. Când am de scos așa năsucul afară, era cam recicuț. Dar o să-mi iau paltonul pe mine și o să fie bine și o să fim super bine. Bun, hai că vorbim din oraș, povestim, vă mai țin la curent cu un alta și vedem ce ne iese în cale astăzi. Ce tragedie! Un căcel! Am băgat în seamă un căcel! Și plânge după noi acum. Un căcel frumos. Flocos și frumos.
Am plecat de la Muzeul Cărților, era să zic Muzeul Satului, a treia oară pe ziua de azi când îmi vine să zic Muzeul Satului, nu știu de ce. Asta pentru că mi-a zis tu ceva de Muzeul Satului, așa de așa. Așa, și sunt, bineînțeles, cu Eugenie. Eugenie, de ce sunt mai înaltă ca tine? Ești pe tocuri? A, da, am uitat, de obicei nu sunt mai înaltă ca ea. Așa, și ne întoarcem și o vine măcar doar pucioarele. Că cineva s-a gândit să vină pe tocuri, because, ne. Așa. Și mă doar puțin în pucioarele și suntem într-o zonă în care n-am mai fost. Adică muzeul ăsta este pe o... prin spate, pe aici, pe niște străduțe. Multe case vechi, o parte din ele renovate, o parte nu. Dar sunt case de-alea vechi, frumoase, cum vedeți și prin Cotroceni. E un fel de-al doilea Cotroceni al nostru. Dar e fain. Case de săraci, de oameni amărâți, de oameni de ăștia cărora e bine să le dai și cât am văzut, trebuie să le dai și să vii cu, la ei cu câte o plasă de cartofi să aibă ce mânca. Că... așa zice mama, știi? Zice, săraci de ei, de ce să nu le aduce și noi o plasă de cartofi? Uite și asta e frumoasă. Deci ar trebui renovată. Va trebui să pun GPS-ul, da. Dar mi-am pierdut, nu știu pe unde sunt. Această combinație se numește omletă cu sfeclă roșie, cu salată de sfeclă roșie și hren, sau salată de sfeclă roșie cu hren și omletă. Care e denumirea corectă, oare? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Avem o coffee aici, wow, și un soare absolut magnific! N-am mai vorbit aseară cu voi, stați să tragem puțin draperia ca să... văd și eu, să nu mă strâmb. N-am mai vorbit aseară cu voi când am ajuns acasă, pentru că am... stați așa să vă pun aici. E cel mai sănătos. Ziceam că aseară n-am mai vorbit cu voi, pentru că am ajuns acasă și în ultima vreme, când ajung acasă, mai ales dacă ajung târziu, ceea ce aseară a fost relativ târziu, că am ajuns pe undeva pe la un 9 acasă, efectiv mi se rupe filmul, deci încep să casc, încep să mă debarasez de toate și să trag spre pat. Și asta am făcut aseară, am verificat copiii, am căzut pe Woody. Stați așa, caut și un produs magic de buze, și anume Cicablastul. Și asta am făcut aseară, am ajuns și am făcut prezența la copii. Era numai Woody în casă, Jiminy nu era. Alea zi erau pe afară, erau adormiți. Și m-am demachiat și am trecut la somn. De-aia n-am mai vorbit cu voi. Dar pentru că astăzi este o zi nouă, începem vlogul din nou și povestim puțin despre ce va să fie în principiu anul ăsta sau cel puțin în luna ianuarie. Ieri am fost, asta ca paranteză, ieri am fost la... DM, pentru că am rămas fără cremă cu SPF și sunt foarte hotărâtă de acum încolo să port cremă cu SPF cu religiozitate, pentru că așa mi-a sugerat și dermatologul, și am fost și mi-am luat din nou crema asta cu SPF pentru că îmi place foarte tare. Mi s-a terminat asta de la Revox, mi s-a terminat și mai aveam puțin din aia de la Garnier pe care am folosit-o mai mult în vară și în toamnă și eram foarte convinsă că, mamă, cât îmi place crema aia de cu SPF și chiar am pus-o într-un clip cu favorite și știu că vă ziceam și vouă că, mamă, ce-mi place și că nu știu ce. Mi-am dat seama că nu mai place aia și asta pentru că îmi face machiajul să lucească după câteva ore. Mult mai mult decât asta. Asta nu îmi face machiajul să lucească și îmi place mult mai mult. Și atunci ne reîntoarcem la Revox, la crema de la Revox și punem așa peste tot pe aici. Nu văd ce fac, că n-am oglindă în fața mea, dar să sperăm că fac bine ce fac. Și asta pentru că avem mare, mare nevoie ca să nu mai fac pete solare sau mă rog să încerc să le evit cât de cât. Așa, deci am fost o dată la DM să iau crema asta și în al doilea rând am găsit la DM-ul din Romană. Aveau și BB cream-ul de la Misha, pe care tot vreau să-l cumpăr de ceva vreme, dar
Este sold out pe Notino. De fiecare dată când am încercat să dau o comandă pe Notino a fost sold out. Și atunci l-am luat acum pe acolo și ce vom face în minutele următoare după ce va intra în piele această cremă cu SPF este să testăm și acel BB cream, după care asta o să trebuie să o duc acolo. Fiindcă nu mai sunt foarte încântată de fondurile de ten. Nu știu, am senzația că mă încarcă tenul și parcă am senzația că am nevoie de ceva mai lejer și ceva care să fie mai plump, așa, să-mi dea mai multă hidratare și să arate tenul meu mai bine. A, și apropo de asta, rămân pe aici pe fază că am o cremă absolut fantastică să vă arăt. O cremă pentru depigmentare, trebuie să vă arăt. Este genial. Dar asta în clipul cu favoritele anului. Schimb bateria și imediat vă spun și despre ce este vorba în luna ianuarie. Așa deci, prin urmare și așa deci, ce vom face în luna ianuarie? În primul rând că vom avea clipuri foarte des, și anume odată la două zile pe sistemul de Makeup Mayhem, odată la două zile. Acum nu știu dacă o să fie, la momentul la care filmez încă nu știu dacă vor fi în zilele cu număr impar sau în zilele cu număr par, că încă nu m-am hotărât, că am o mică problemă organizatorică. Dar mă decid eu, azi, mâine, cel târziu trebuie să mă decid. Și o să vedem. Deci avem un clip odată la două zile, vă transmit după aceea pe Instagram, dacă mă urmăriți, o să vă pun la communities pe YouTube, o să vedem, ne anunțăm. Cert este că avem clip odată la două zile și m-am gândit ca pentru luna ianuarie, fiind o lună ceva mai relaxată, să încerc, nu toate, dar să încerc să le țin tot așa în stil de daily vlog. Și dacă vor fi clipuri cu tematică, adică dacă vor fi clipuri despre cărți, nu știu, despre o anumită carte sau despre cărți sau despre ceva, să fie tot clipuri așa în stil de daily vlog, să nu fie, știți, din alea foarte țapene, așa, în care stau în jos și povestim și nu știu ce. Să fie mai relaxate, da? Deci, bear with me că o să avem clipuri. Asta pentru că mi-a zis că v-a plăcut Nigmasul foarte tare și pentru că am văzut că v-a plăcut Nigmasul foarte tare din toate reacțiile și tot feedback-ul pe care l-am primit și din activitatea voastră la mine pe canal, pentru care vă mulțumesc încă o dată și vă spun că încă o dată că sunteți minunate și minunați. Și am zis să facem așa, nu facem clip în fiecare zi, că nu am nici nervi, nici timp de așa ceva, dar odată la două zile cred că pot, la cum e programul meu în ianuarie, bănuiesc că o să pot să facem. Așa, vom avea multe clipuri interesante, zic eu, și să sperăm că, da, o să stați cu mine pe aici. Și chiar puteți să-mi spuneți și voi ce clipuri vreți să mai vedeți în viitor. Aici am cafeaua mea de dimineață, mai am câteva guri de cafea. Ar trebui să mă duc să mai fac una pentru că am multă treabă pe ziua de azi. Mă gândeam să desfac bradul astăzi, dar nu îl voi desface astăzi. Îl voi mai lăsa azi, cred că și mâine. Și poi mai îl desfac. Și că trebuie să mă apuc să filmez și pentru ianuarie și... Da, așa, am BB cream-ul ăsta de la Misha, care este super cunoscut și super popular și de mult am încercat să dau și eu de el să-l folosesc, dar v-am zis, nu-l găsesc pe Notino și am zis să îl testez. Acum nu știu cum o fi culoare, ci că e numărul 13, pare cam albicios. Nu știu ce să zic. Hai să vedem. O să-l aplic cu mâna, că am uitat să-mi umezesc burețelul. Dar știam că BB cream-urile se pot aplica și cu mâna, nu? Așa știam eu acum. Da, mulțumesc. S-ar putea să fie cam alb pentru mine și dacă e cam alb o să-l dau Eugeniei că... Da, este destul de hidratant, așa ca acoperire. Mi se pare chiar foarte ok. Da, un pic cam alb. Zic eu, dar cred că pot să reglez din pudră. Nu știu cum se vede la voi pe căr. Pardon, scuzați, mama, da. Stai că mă uitam la o tipă din Anglia, mă uitam mai. Hai să vedem cum este. Cum se prezintă. Pudră. Astăzi trebuie neapărat să fac ordine, pentru că iarăși am senzația că acum două zile am făcut cu ordine și iar explodat toată casa, nu știu ce se întâmplă la mine, de parcă buie toată casa. Și trebuie să pun casa în ordine. Ar fi ideal să-mi fac un pic de ordine și în șifonier, pentru că acolo unde am rafturile este un mega haos. Și ar fi minunat dacă aș reuși să fac și acolo un pic de ordine.
Și da, cum vă ziceam și ieri, suntem în decembrie, dar voi voieți vedea cel mai probabil pe 1 ianuarie sau pe 2, zis. Îmi place cum arată. Așa cu pudră îmi place cum arată. Trebuie să acopăr cicatricea. Dar, da, îmi place cum arată. Nu arată rău deloc. Acum să vedem dacă o să mi se strângă în linii și dacă o să-mi evidențieze porii. Deocamdată este bine. Deocamdată chiar îmblurează porii mai bine decât fondul de ten, că asta îmi doream de fapt. Facem și sprâncenele puțin. Și v-am zis, eu sunt încă în decembrie, dar vine și ianuarie și ne pregătim și de ianuarie și sper să aveți un an absolut fabulos și un start minunat pentru anul ăsta. Eu cu siguranță voi avea, pentru că așa m-am decis eu să am. Am decis eu că anul ăsta voi avea un start minunat. Și sper să aveți și voi un start minunat al anului. Și... să aveți parte de tot ce e mai frumos. Să vă bucurați de absolut tot ce vine bun în viața voastră. Să fie cel mai bun an al vostru ever, hands down. Asta vă doresc eu, așa, de la mine. Așa, mi se pare că arată destul de bine. Nu știu cum vedeți voi că e luminozitatea asta foarte mare, cum se schimbă soarele, se tot mudă, dar mi se pare că arată bine, tenul. Este ok-ish, adică, da, cred că ar putea să aibă un pic mai multă acoperire, dar e bine, adică pentru o zi din asta, ca acum, când nu vreau să fiu machiată, ci doar puțin așa să fiu un pic freșcă, astăzi nu ies nicăieri în mod special, probabil cel mult la magazin și nu fac nimic deosebit decât stau prin casă, da, o să fie suficient și da. Ne pregătim de nou an, ne pregătim de clipuri, ne pregătim să avem un vibe minunat. Ieri am fost, că nu v-am zis, ieri am fost așa, am fost la Muzeul Teodor Aman, care e foarte micuț, știam că e mic și e foarte, foarte drăguț. Mi-am dat seama că, încă o dată mi-am dat seama că nu sunt bună de GPS, nu sunt bună pentru, nu, sunt varză la orientare, nu, se pare că reușesc să mă pierd cu GPS-ul în mână, pentru că eu tot aveam impresia că e în altă parte... ăla e muzeul decât este în realitate, că e lângă Ateneu. E lângă Atene, fix acolo, lângă Atene. Și mi-am dat seama că nu reușesc, deci da, am foarte multe șanse să mă pierd și la mine în curte. Și după aceea am fost și la Muzeul Hărților, care este puțin cel mai departe, dar... nu e mult, nu e așa mult de mers pe jos. Mi-au plăcut ambele, bineînțeles, la Teodor Aman mi-a plăcut mai mult că e casa lui și e o casă frumoasă, este o casă din aia veche cu lambriuri, cu parchet din ăla masiv, cu mobilă masivă, cu tablouri pe pereți, deci este absolut divin. Foarte frumoasă și cu siguranță am să revin pentru că vreau să mă uit mai în detaliu așa la la astea, la cum le spune, la tablouri. În mod surprinzător erau câțiva oameni acolo și fiind casa micuță mi s-a părut că e mai aglomerată, dar este foarte, mi-a plăcut foarte, foarte tare și cu siguranță am să mai merg. Și la Muzeul Hărților sunt multe hărți interesante, a fost și o colecție din asta de hărți din Franța. Interesanțele, adică na, eu care nu văd mult așa, nu. Dar e interesant, adică a fost bine de bifat. După aceea am stat, am povestit cu Eugenie, am băut o cafea, ne-am dus și la pâine și vin pe seară, pentru că ei deschid mai târziu la pâine și vin și a vrut ea neapărat să mergem să mâncăm acolo pizza, că e bună pizza acolo și mi-a plăcut. Am mâncat o pizza, nu știu, era o chestie, o combinație, nu știu ce am mâncat exact. Era ceva, dar avea ulei de trufe, că asta își dorea ea, că vrea ulei să simtă gustul ăla de trufe. Și a fost bună, chiar a fost foarte bună și am băut un fel de socată, un suc din ăsta făcut în casă, din pere, busuioc, cu un pic de ghimbir. O chestie destul de interesantă la gust, așa, bună, bună. Și după am venit acasă, că v-am zis, mi era
sau mă dureau și picioarele, mă dureau puțin și picioarele și asta pentru că am mers mult și n-am mai mers pe tocurile, n-am mai mers așa de mult de ceva timp, adică am grijă să-mi iau chestii destul de joase când am mult de mers, dar e bine să revin la normal. Așa, ziceam că am umblat mult ieri și că m-au durut picioarele la un moment dat, dar asta n-a fost vina ghetelor. Din contră, ghetele pe care le-am avut în picioare sunt absolut superbe, minunate, le ador, le iubesc și sunt o achiziție recentă și le-am luat ieri pentru că știam că o să rezist în ele mult și am rezistat mai mult decât aș fi rezistat în mod normal. Sunt astea, sunt luate de pe Superlativ, sunt puțin murdare acum pentru că ți-am zis, le-am luat ieri în picioare și sunt puțin pline de praf. Și îmi place foarte tare designul lor și îmi place tocul mai ales, că au un toc foarte interesant, așa, un toc care vine așa, se subțiază în partea de jos și sunt super stabile. V-am zis, le-am luat de pe Superlativ și mi-au plăcut atât de tare că am făcut ce nu fac eu de obicei. Am întrebat dacă pot să-mi dea un cod de reducere și mi-au dat un cod de 10% pentru voi, pentru toate produsele de pe site-ul lor. Vă arăt imediat cum îmi vin în picioare și cum le port eu în general, pentru că genul ăsta de ghete le port în general la... la pantaloni. Eu nu port așa ceva cu ghete, botine, cum vreți voi să le spuneți, eu nu port așa ceva cu rochi sau cu fuste. Nu, pentru că îmi taie piciorul și îmi fragmentează silueta foarte tare și nu e cazul, dar ce vreau să vă zic este că sunt înnebunită după culoarea asta, e o culoare de vin așa, câteodată se vede mai roșiatică, câteodată se vede mai mov, depinde cum bate lumina și îmi place la nebunie, dar le găsiți și pe roșu și pe negru și pe verde, le-am văzut, cred că și pe un muștar, sunt exact modelul ăsta și sunt din piele naturală și sunt super, super comode și super moi. Nu e genul ăla de piele super strâmtă, așa, rigidă. Trebuie să găsesc o cremă din aia transparentă să le dau, că culoarea asta bănuiesc că nu o să o găsesc. Și vă arăt imediat cum le port. De fapt, cred că ați văzut cam cum le port eu în general la pantalon și vin foarte bine. O mare problemă pe care o am eu în general este că nu-mi găsesc ghete care să fie strâmte aici. Eu am glezna subțire, glezna super subțire și toate ghetele de genul ăsta, toate botinele, îmi sunt largi și se vede și prin pantaloni de multe ori și arată atât de rău, te mă scoate din sărite și de-aia mi este greu să găsesc și când le-am găsit pe astea, am căutat, deci nu vă imaginați că am căutat, oricum știam de cei de la Superlativ, pusesem ochii din vară pe niște pantofi de la ei, au niște pantofi colorați, așa atipici cumva, foarte frumoși, pe care oricum o să-mi iau, să iau și pe ăia, dar ghetele în sine sunt așa, pentru perioada asta nu mai bune, mai ales că mi-e place să port mai mult ghete din astea, ghetuțe din astea iarna decât cizme. Dacă e cazul și trebuie și musai, nu, port și cizme, ce să fac, dar în general prefer astea, prefer botinele, ghetele. Îmi place cuvântul botine, de aia tot evit. Așa, și v-am zis, îmi place foarte tare că sunt strânse aici la gleznă. Nu sunt fixe pe gleznă, dar sunt mult mai strânse decât majoritatea ghetelor pe care le găsesc. Și dacă vă interesează sau ceva, vă las link de la ghetuțele astea, în caz că vă plac. Și v-am zis, aveți 10% cod. Am un cod, îl las și pe ăla în descriere, ca să vă fie mai ușor. Și da, m-au durut picioarele, dar m-au durut pentru că am mers și mult, adică n-am mai mers așa de mult de ceva timp și de aia nu e neapărat vina ghetelor, că mi se poate întâmpla și dacă merg desculță mult să mă doară picioarele și în papucii de gază să mă doară picioarele, deci nu e vina ghetelor. Știu clar când este vina încălțămintei, deci am atâta experiență și mai ales dacă merg pe tocuri am atâta experiență încât știu clar când e din cauza încălțămintei și sau când e din cauza mea că am mers mult sau pentru că s-a obosit și așa mai departe. Hai să vă arăt cum le port în general. Stați așa. Deci exact ce vă ziceam, ele nu vin fixe pe gleznă, dar totuși vin destul de bine și le bag sub pantaloni întotdeauna. Acum eu am lugi ăștia pe care îi port mai mult prin casă, ăștia negri de la Levi's. Dar, da, și ăsta este un glob care a zburat din brad. Nu știm de ce, nu știu ce l-a făcut să zboare. Dar cam așa arată și îmi place foarte tare pentru că genul ăsta de gheată îmi conferă așa continuitate siluetei, nu fragmentează silueta nici măcar prin forma pe care o are gheata și se vede foarte, foarte bine. Și
Și nici nu-s negre, știți că până la urma urmei este încălțăminte neagră, este practică, dar este și plictisitoare și arată super bine, mie îmi plac cum vin. Și cam așa îi port, cu blugi, cu... am o pereche de pantaloni care seamănă foarte mult la culoare cu ele și v-am zis, le port numai la pantaloni. Și de aici pot să-mi iau un palton sau pot să-mi iau o geacă sau pot să-mi iau orice, pot să duc în orice direcție vreau eu cu... outfit-ul meu, pentru că este ok și sunt foarte comode, v-am spus, sunt foarte ok, sunt foarte bine echilibrate, că iarăși am o mare problemă în general cu pantofii cu toc, că nu sunt super bine echilibrați mulți dintre ei și simt, dar astea sunt super bine echilibrate, adică dacă vreau pot să stau și pe tocul așa sprijinită că mă țin și sunt comode, deci sunt absolut divine. Și da, acum că v-am zis și de chetuțe, beau chiar ultima gură de cafea și mă apuc de treabă, că v-am spus, am multe de făcut, trebuie să pun și un pic ordine pe aici prin lucruri. Să o trezesc pe Udi, să schimbăm lenjeria sau o schimb mâine? Mâine, cred că o schimb mâine. Și să aerisez puțin, să spăl pe jos, să fac chestiile astea administrative care sunt foarte, foarte simpatice, dar trebuie să făcute ca să pun puțin casa în ordine și după aia cred că mergem la magazin să vedem, poate facem și ceva dulce, nu știu, parcă aș avea poftă de ceva dulce. A venit prăfoșul meu, te-ai împrăștiat, te-ai luat o praful pe care l-ai găsit disponibil la rând și te-ai tăvălit prin el. A venit puțica mea, a venit un negru meu, aoleu, aoleu, nu cu asta te pup. Nu cu și bădi în fața aia de monstru mic ce ești, face de monstru mic, face de monstru mic, de monstru mic, ești un monstru mic. Da, te iubești, nu se poate, te iubești. Aoleu, cât de dragă, uite, cât de dragă, uite, cât de dragă, uite, nesuferitule. Aloha, salutare, ce faceți? Am ieșit puțin în grădină să vedem ce s-a mai întâmplat în lipsa mea și plus, în plus este acest soare magnific, absolut minunat, absolut mirific, absolut deosebit, pe care îl iubesc foarte tare, nu știu cum să vă zic, dar îl iubesc foarte mult. Bate puțin vântul și este cam răcicuț, dar am aici o ciocolată caldă. Și cum ziceam, am venit să văd ce s-a mai întâmplat ieri pe aici în lipsa mea, pentru că ci că s-a lucrat pe aici. De fapt, da, văd că s-au prins pomii. Adică merii numai, pentru moment. Efectiv zici că este primăvară, este absolut minunat. S-au tuns pomii. Ăsta cred că nu e terminat sau e terminat? Nu-mi dau seama. Așa, dar ăsta este cam gata. S-a venit un hepiluț. S-a venit un hepiluț și a venit și un hepiluț. Bună, hepiluț, bună! Ziua mami, a venit zi mami, a venit zi vulpice și le-a dat mami cărniță, le-a dat mami câtul spate de pui la fete, da, și sunt foarte veșele. Așa, și aici avem și compost pus la rădăcina pomilor, o să trebuiască săpată toată zona asta. Și vă spuneam eu în vlogurile anterioare că aici o să facem un fel de guard view de trandafiri. O să trebuiască să vină un guard view de trandafiri și o să punem între trandafirii ăștia, între golurile astea, să le umplem cu alți trandafiri din față. Și să arată super bine cât o să fie înfloriți, pentru că au înflorit mult. Anul ăsta mi-au stat înfloriți foarte mult timp trandafirii ăștia. Sunt trandafiri din aia roz de dulceață, care miros absolut divin. Deci nu i-aș da pentru nimic în lume. Nu sunt ei cei mai deosebit trandafiri, nu sunt cum sunt cei de la bucătărie, ăia mari, știți, frumoși, așa, regali, eleganți, dar sunt absolut magici, miros absolut divin și arată absolut minunat și au ținut, au văzut flori până în toamnă, adică a fost bine. Ia să vedem cât e de ud pământul, să vedem dacă mă murdăresc. Păi, deci stăteam și mă uitam la englezoice, apropo de pământ, și glumă, glumă, dar trebuie să-mi iau și eu niște cizme de cauciuc. Hello! Tu ești un... ce ești tu, mă? Tu ești cireș? Prun? Nu îmi dau seama. Nu mai știu ce e ăsta. Săracul de el. Dar trebuie să-mi iau și eu niște cizme din alea de cauciuc. Pe care nu le iubesc eu foarte tare, dar... sunt necesare, sunt utile în grădină. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Că eu aici am pus niște... eu aici am pus niște arpagic și niște usturoi. Da, și văd că sunt aici.
Este bine. Aceste scânduri sunt puse provizoriu pentru ca nu cumva o anumită ființă cu șosete albe să vină să-și facă depozit de material de fertil, sau în anumite situații această ființă pufoasă albă vine și se pune pe aici, îi face plăcere și da, sunt foarte happy că uite voi, am reușit în sfârșit să folosim și noi compostul ăla pe care îl facem de câțiva ani, adică stă de ani de zile acolo. Ce face biluța acolo? Ce faci tu, biluța mea? Ia, hai să vedem ce se mai întâmplă. N-am mai fost la plimbare de foarte mult timp. Aici, asta e grămada de compost. Partea de deasupra nu e putrezită cum trebuie și o să trebuiască întoarsă așa, ha? Dar, mă rog, a fost arat locul ăsta de aici, din spate. Și trebuie să-mi fac o cărare către zona în care mă plimb. Și sper că mai am și eu compost pentru flori la primăvară. Cred că mai e pe dedesubt pe acolo. Pentru că vreau să folosesc și eu din compostul ăla primăvară. Și am planuri cu zona asta pentru că trebuie aranjată, este urâtă zona asta din spatele meu. Este cam singura care a mai rămas așa nearanjată. Sau mă rog, acolo au fost aruncate toate lucrurile de care n-am avut neapărat nevoie. Dar o să scăpăm de ele până la urma urmei, vedem ce facem. Ce vrei, scărbi? Scărbi, îmi iau una. Hai să văd dacă nu reușesc să nu mă umplu de pământ. Și everything is very, very nice here. Să vezi tu, happy vulpiță. Așa. Pășunii mei ce fac? Hello, pășuni! Supraviețuiesc, n-au murit. Mi-era frică că mi-au murit căpșunii de tot într-un timp. Dar nu, o să-și revină. Este bine. Cred că o să mai comand câțiva ca să îmi înmulțesc familia de căpșuni. Și în rest, toate bune și frumoase. Hai în casă că lucram la intro pentru 2023. Încă nu sunt foarte hotărâtă de ce să fie intro-ul ăla, dar vedem. Poate reușesc să-l termin până vedeți că voi logo-ul ăsta. And the winner of the laziest vlogger ever goes to la mine. Pentru că n-am mai vorbit cu voi. Bună dimineața, este o nouă zi. O să închidem vlogul ăsta aici, dar vroiam să îl închidem frumos. Să vă zic că mi-am făcut cafeaua, că aseară am adormit. Mi-am făcut o baie foarte lungă după ce câteva ore am stat cu ochii în calculator ca să fac intro pentru anul ăsta și dacă a ieșit cum îmi imaginez eu, poate l-ați văzut. Dacă nu, n-avem intro. Asta este că ieri m-am chinuit cu vreo 3 variante și parcă niciuna nu-mi plăcea și am ajuns până într-un final la o variantă ceva mai simpluță, mai drăgălașă, mă rog, dacă a ieșit, o să vedeți, bănuiesc că ați văzut-o deja și mi-am mâncat foarte mult timp, după care pe seara m-am dus și mi-am făcut o baie și am adormit lent, instant, până acum de dimineață și când mi-am permis să stau să le nervez mai mult cu pisicile în față, să le mângâi și să le smotocesc și să le pupăcesc și acum le-am hrănit. Și suntem gata de o nouă zi, dar cu voi ne vedem în vlogul următor. Vă mulțumesc că v-ați uitat, stați pe aproape. Cred că de pe 2 încep să postez, de pe 2, nu de pe 1, de pe 2, ca să avem așa un pic de răgaz. Bănuiesc că pe 1 toată lumea are un pic de treabă și atunci începem de pe 2 cu postatul 2, 4, 6, știți voi, mergem din 2 în 2. Hai, vă pup, o zi frumoasă, ciao!